Bună dimineața! Am vrut să zic că a 18-a cafea la Nuba, dar de fapt și de drept cred că este a 40 și ceva. Am băut câte 2-3 în fiecare sesiune. Apropo. Sesiunea numărul 18, valurile inteligenței artificiale, live de la Nuba Mamaia. La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, Maria astăzi. Aseară am realizat și eu că este și ziua, pe lângă ziua soției mele, care îi spun cu această ocazie la mulți ani, ziua de naștere, sora mea a ținut să-mi aduc aminte că este și ziua ei. Cumva am uitat, la mulți ani și sorei mele și nepoatei și, repet, tuturor doamnelor și domnișoarelor care își sărbătoresc astăzi onomastica. Sesiunea numărul 18, astăzi și mâine sunt două sesiuni intensive de tool-uri, de instrumente. O să intrăm și o să prezint cât mai multe astfel de instrumente. În ultimele 10 luni de zile am testat câteva sute bune de astfel de tool-uri, poate chiar mai mult de câteva sute. Încă de la apariția ChatGPT-ului sau odată cu apariția ChatGPT-ului au apărut peste noapte foarte multe site-uri, foarte multe softuri care dezvoltă soluții cu inteligență artificială. Cele mai multe dintre ele, din perspectiva mea, nu merită băgate în seamă, nu merită nici măcar testate, sunt doar niște reapare, niște add-on-uri peste tehnologia de bază. Altele însă, așa cum sunt unele din cele pe care le-am prezentat deja aici, sunt extrem de eficiente în a rezolva anumite task-uri. Am prezentat Gamma la începutul sesiunilor, am prezentat Guide.co, acel tool care ne ajută să facem foarte rapid un training angajaților sau cum să folosești un anumit tool odată ce lucrezi pe un soft sau un online. Acel soft înregistrează automat și în limba română, îți face pas cu pas tot ceea ce ai făcut tu pe ecran, el te urmărește și îți face un training. Astăzi o să plecăm de la trei tool-uri principale, două dintre ele am discutat foarte mult aici, unul fiind ChatGPT, despre care am discutat, ChatGPT-4 și modulul de cod interpretă de la ChatGPT, pe care l-am prezentat de foarte multe ori, nu o să mai facem astăzi. Claude Anthropic, versiunea V2, care este un alt model de limbă mare și pe care din nou l-am prezentat de foarte multe ori, diferența între GPT și Anthropic fiind în primul și în primul rând dată de contextul foarte mare pe care Claude îl poate gestiona, cei 100.000 de tokeni. Astăzi intrăm în al treilea tool de bază, Perplexity. Este un tool nou pe care vreau să vi-l prezint, care din nou este sau are în spate un model de limbă mare cum este ChatGPT-4 și funcționează pe ChatGPT-4, dar spre deosebire de GPT, Perplexity este conectat la online, este conectat la internet și este actualizat destul de bine. Adică dacă GPT-4 a fost antrenat undeva până în septembrie 2021, o să vedem acum că Perplexity are acces în timp real, își caută sursele în timp real din baza de date. Tot ok tehnic? Tot ok tehnic? Suntem ok? Bun. Hai să vedem ce se întâmplă cu acest site, perplexity.ai. Dacă am confirmarea de la tehnică, se vede bine ecranul meu. Să dau mirror de la... Ok, haideți să încercăm să dăm mirror. Genial. Era bine dacă făceam setările astea înainte. O secundă, configurări sistem. Afișaje. BDMI, HDMI. Mirroring PC, că am un Samsung aici. O secundă, ca de obicei, nu poate să fie o sesiune în care să merg. Ok. Este în regulă acum? Deci ce facem? Da. Eu merg mai departe, nu știu ce vreți să facem, dar vreau să merg mai departe. Deci, perplexity.ai. Diferența, așa cum spuneam, este dată de faptul că are acces la baza de date. Ceea ce vreau să facem este să facem un mic studiu de caz. Mâine, poimine de fapt, îl avem invitat alături de noi pe Tiberiu Stoian și
Dacă cei mai mulți dintre voi nu știu cine este Tiberiu Stean, vă propun să încercăm să aflăm acest lucru acum, folosind acest tool. Ce știi despre Tiberiu Stean? Am activat această opțiune de copilot, care sau de care ai nevoie ca să fac aceste analize, să intre pe internet. Și aș vă propun să vedem împreună. Bun. Ne întreabă să clarificăm cine este Tiberiu Stean. Păi eu, din câte știu, este un antreprenor din România. Cam atâtea știu eu despre Tiberiu. Începe și caută pe internet. Deci este o căutare pe care o face în timp real. A găsit 7 surse. A găsit contul de LinkedIn al lui Tiberiu, sau cel puțin 2. A găsit un articol în ZF. A găsit Facebook-ul. Și a mai găsit și alte 2 surse, inclusiv canalul de YouTube al lui Tiberiu. Și ne spune că este din România. O să-i spun să îmi răspundă. Spune-mi în limba română. Spune-mi în limba română. Deci, observăm că este fondatorul Exonia, o companie care produce packaging. Cine este Tiberiu? A început călătoria antreprenorială în 2003, când a creat Exonia, și este implicat în câteva programe naționale. În ciuda succesului Exonia, Stoian a avut câteva provocări, cum au fost lipsa de hârtie pentru fabrica din România, ceea ce l-a forțat ceea ce l-a dus să importe din țări precum Spania, Finlanda, Estonia sau Norvegia. Și acum se întoarce și ne dă și răspunsul în limba română. Bun. Deci, diferența majoră față de ChatGPT, dacă punem aceeași întrebare în ChatGPT, ce știi despre Tiberiu Stean, și ne ducem în GPT-4, o să vedem că nu știe sau dacă știe are informații destul de limitate. Nu știe nimic chiar. Bun, ne întoarcem înapoi în Perplexity. Ne-a spus cine este Tiberiu, acum vrem să aflăm mai multe. Aș vrea să îl invit la podcastul Valurile Inteligenței Artificiale. Crezi că ar fi un invitat? Crezi că s-ar potrivi? Haideți să vedem dacă înțelege ce înseamnă valurile inteligenței artificiale și cum vede el contextul cu... Află singur. În spate este tot ChatGPT-ul și pentru acest motor. Și acum haideți să vedem ce face. Deci, își caută pe internet, a găsit podcastul Valurile Inteligenței Artificiale, scop și temă, a știut ce să caute, a găsit 7 surse, am văzut că și mai sus 6 surse, deci își caută undeva până la 8 surse. A găsit foarte multe pe YouTube. Podcastul oferă 100 de ore de educație gratuită pentru antreprenori și angajați. Având în vedere că Tiberiu este un antreprenor de succes și fondatorul Exonia, el ar putea fi un invitat potrivit pentru podcast. Experiența și cunoștințele sale în domeniul antreprenoriatului ar putea oferi o perspectivă valoroasă pentru ascultătorii podcastului care sunt interesați de inteligența artificială. De asemenea, discuțiile despre provocări pe care le-a întâmpinat în afacerea sa ar putea fi de interes. Bun. Și acum hai să spunem în felul următor. Scrie, dă-mi un mail de invitație din partea mea pentru el. Nu i-am spus cine sunt, nu i-am spus cum mă cheamă, nu i-am spus nimic. Hai, vedem ce faci. Integrare AI în Exonia. M-a întrebat ce vreau să discut, care ar fi topicurile pe care aș vrea să le discut cu Tiberiu. Vedeți ce a făcut? Mi-a vizualizat profilul meu, o să vă arăt imediat la care profil s-a referit, pentru că în Perplexity, spre deosebire de ChatGPT, poți să-i dai informații despre tine, cine ești tu, utilizator, cel care folosești tool-ul.
Film scrie în limba engleză pentru că cumva uită că vreau în limba română. Bun. În scrie e-mailul în limba română. Acum sunt câteva opțiuni pe care nu le avem la GPT. Putem să-i semnalăm modelului că nu este un răspuns corect. Putem să-i cerem să ne arate sursele de unde și-a luat informația. Putem să copiem în copy textul respectiv sau putem să edităm cerința promptul pe care l-am avut inițial. Bun, cine a făcut un mail? Dragă domnule Tiberiu Stoian, numele meu și sunt gazda podcastului unde oferim 100 de ore de educație gratuită. Am urmărit activitatea noastră ca fondator, o companie care se concentrează pe ambalajele biodegradabile. Călătoria dumneavoastră și provocările pe care le-ați întâmpinat în afacerea dumneavoastră sunt cu adevărat inspiraționale. Aș fi onorat să vă am ca invitat în podcastul nostru pentru a discuta despre integrarea inteligenței artificiale în Exxonia și modul în care a influențat afacerea dumneavoastră. Publicul nostru este dornic să învețe de la antreprenori de succes precum dumneavoastră și cred că perspectivele noastră ar fi neprețuite pentru ei. Episodul de podcast ar dura aproximativ 45 de minute până la o oră și îl putem programa la un moment care este cel mai convenabil. De asemenea, putem oferi asistență tehnică necesară. Bun. Acum, eu i-am cerut pur și simplu să afle cine este Tiberiu și i-am dat o descriere despre podcast. Vreau să fac în felul următor. Vreau să mai deschid un thread și să-i spun în felul următor. Află totul despre Tiberiu Stoian de la Exxonia și scrie un mail în care îi prezinți platforma termene.ro și îi propui să își deschidă un cont. Deci am dat persoana către care vreau să mă duc un fel de cold, da? Cu abordare cold. I-am spus ce vreau să-i prezint. Haideți să vedem ce facem. Suntem ok tehnic cu ecrane? Trebuie să mai dau... Ok. Mă întreabă din nou. Află singur. Nu îl cunosc. Deci m-a întrebat care sunt, să-i dau o mică descriere a platformei. Dar eu nu vreau să-i dau, că dimineața asta chiar n-am chef să fac descrieri. Care sunt beneficiile? Din nou, nu vreau să-i răspund, vreau să afle singur. Și mă întreabă care este relația mea cu Tiberiu Stoian. Aici pot să-i spun că nu-l cunosc sau pot să-i spun că l-am cunoscut aseară la evenimentul Valurile Inteligenței Artificiale. Hai să nu spunem ieri, la Nuba Mamaia. Am băut o cafea cu el, că noi de-aia ne adunăm aici să bem cafele, după cum v-am povestit. Haide să vedem. Ce ne face jucăria? Și sper că acum cei care ne urmăresc vă și gândiți la companiile pe care vreți să le contactați și cât de ușor puteți să faceți acest lucru folosind Perplexity. Până își face el toate analizele, costul pentru Perplexity este din nou $20 pe lună. Bun. A luat-o de la început, a găsit informații despre Tiberiu. Eu sus am uitat să-i spun să spună în limba română, dar o să-i cerem ulterior. A găsit informații despre platforma termene.ro. A înțeles beneficiile. A înțeles când l-am cunoscut pe Tiberiu. Și acum scrie mail-ul. Îl lăsăm să scrie în engleză, după care cerem să traducă în română. Opening an account, scrie e-mailul în limba română. Bun. Haide să vedem. Destul de scurt, da? Păi, l-ai scris tu mai sus. Da. Bun. Pierde contextul. Uite, o chestie interesantă aici, că dacă îi dăm sus, descoperă beneficiile. A, ba nu, l-a înțeles.
Deci a fost, da, cât Tiberiu Stoian, a fost o plăcere să te întâlnesc ieri la evenimentul Valurile Inteligenței Artificiale de la Nâmba Mamaia. Sper că ai apreciat conversația noastră la fel de mult ca și mine. Aș dori să-ți prezint Termene.ro, o platformă care oferă companiilor românești acces rapid și ușor la datele financiare, fiscale și juridice oficiale. Cu peste 100.000 de utilizatori, Termene oferă o gamă largă de servicii, de suport strategic și operațional, incluzând evaluarea riscului de credit, KIC, AML, analiză financiară, due diligence, conformitate, managementul cazurilor de instanță. N-am mai scris aici. Deschiderea unui cont îți va oferi acces direct la informații provenite din peste 15 surse oficiale ale companiilor din România. Având în vedere experiența ta antreprenorială și implicarea în Exonia Holding, cred că Termene.ro ar putea fi o resursă valoroasă pentru tine. Îți recomand să explorezi platforma și să iei în considerare deschiderea unui cont pentru a profita de numeroasele sale beneficii. Nu ezita să mă contactezi dacă ai întrebări. Bun, acum să cerem altceva. Deci am înțeles despre Termene. Scrie un mail în care îi prezinți beneficiile sau nu, o oportunitate de colaborare cu Limitless Agency, agenție de marketing digital. Din nou, nu îi spun nimic despre această agenție. Doar îi spun să-mi scrie un e-mail de și bineînțeles că am scris greșit și așa mai departe. Tiberiu. De fapt, se zice aceeași persoană de la Exonia. Am un mic typo aici, dar modelele largi de limbă pot lucra și cu typo. Bun, a luat-o din nou și a găsit 8 surse. De data aceasta înțelege despre Limitless. Vedeți că se uită pe site, se uită pe LinkedIn, se uită pe Instagram, se uită pe Facebook. Deci caută toate sursele în online și acum ne scrie al mail. Subiect. Oportunitate de colaborare cu Limitless Agency pentru Exonia Holding. Dragă Tiberiu, sper că te găsești bine. Aici este o traducere nefericită din limba engleză. După întâlnirea noastră recentă și discuția despre Termene.ro, aș vrea să-ți prezint o altă oportunitate de colaborare care ar fi de interes pentru Exonia Holding. Da. Limitless este o agenție de marketing digital care oferă servicii personalizate pentru a ajuta companiile să-și crească prezența online și să atragă mai mulți clienți. Agenția se concentrează pe strategii de campanii digitale, unice, adaptate nevoilor specifice ale afacerii tale. Bun, până aici nimic interesant sau nimic personalizat. Însă mai departe, colaborând cu Limitless, Exonia Holding ar putea beneficia de servicii precum publicitate plătită, optimizarea pentru motoarele de căutare, marketing de conținut și promovarea pe rețelele sociale. Agenția se mândrește cu rezultate impresionante, având în portofoliu colaborări cu branduri de top. Cred că o colaborare între Exonia ar putea aduce valoare adăugată afacerii tale. Click, click, click. Deci în 3 click-uri am luat o persoană pe care am cunoscut-o la o conferință, despre care nu știam absolut nimic, și am reușit să-i scriu un e-mail. Acum, poate că nu vreau să scriu un mail, poate vreau să fac un script la rece care să prezinte beneficiile beneficiile Limitless tuturor companiilor care sunt în aceeași industrie cu Tiberiu Stoian. Nu știu. Mă întreabă dacă să-i dau mai multe informații despre Tiberiu. Din nou îi spun că nu știu, să-și caute singuri informațiile. Eu astăzi sunt leneș. Să vedem că reia tot procesul. Imediat ce termină, o să vreau să intrăm să vă arătăm și setările mai avansate pe care el le are. Deci a intrat, a înțeles despre industrie. Operează în industria packaging. Produse precum ar fi shopping bags, sacks, and polyethylene film. Nu știu ce asta. Cu această informație putem crea un script pentru un call, pentru un apel la rece. Și vedem că ne face tot scriptul adaptat la industria lui Tiberiu Stoian. Și foarte interesant că ne mai dă, mai departe, ne mai dă și alte avantaje, alte sugestii, cum avem la e-commerce, sugestii de interogare cu el. Bun, hai să vă arăt sursele. Deci în momentul în care îi dăm sursele, ne arată de unde și-a luat informațiile. Peste tot, adică la fiecare prompt, de fiecare dată când răspunde, fiecare răspuns, eu pot să-l întreb de unde și-a luat sursele. Mi arată LinkedIn,
9 o'clock, All Products, termene.ro, Tiberiu Stoian. Și dacă intru pe LinkedIn, o să văd că mă duce pe contul de LinkedIn al lui Tiberiu. L-a găsit în relația cu Exonia. Bun. Deci, ce setări mai avem aici la Perplexity? Avem AI Profile, care este un mic profil pe care poți să-l faci și să-i dai instrucțiuni modelului, să știe lucruri despre tine. De exemplu, antreprenor, fondator termene.ro și creator al podcastului Valorile Inteligenței Artificiale. Bun, unde sunt locat? Nu știe el ca și limbă de bază, n-am putut să-i dăm, nu știe de română deocamdată, dar funcționează foarte bine dacă îi lăsăm doar engleză. Care sunt interesele? Inteligența artificială, poker, antreprenoriat, business models, data analyst și chestii. Diving, scuba diving. Diving, party, mai ales la Nuba și la loft, dar încet așa, scuba diving, party, cafea. Care sunt obiectivele mele de carieră? Habar n-am. Care sunt favorite books? Art of War și Ray Dalio Principles. Bun, și acum doar pe baza acestor informații el poate să scrie o mică poveste despre mine. Nu știu ce o să scoată, dar ține minte profilul. Ideea cu aceste setări, el le ține minte, iar ulterior când ne întoarcem și cerem tot felul de alte lucruri, va ține cont de contextul nostru. El tot întreabă alte lucruri, nu mai continuă aici, pentru că vă puteți juca și voi. Hai să ne întoarcem înapoi la thread-uri, să vedem ce a făcut cu Tiberiu. Totul gata. Bun. Și asta e Perplexity. Și astea sunt cele trei tool-uri de bază pe care ar trebui să le folosim în fiecare zi. ChatGPT-4, Perplexity și Anthropic. Anthropic-ul pentru care are un context foarte larg, 100.000 de tokenuri și poate lucra cu cantități foarte mari de informații în context. Perplexity pentru că se conectează în timp real, în online și află instant lucruri pe care, la care ChatGPT nu are acces, iar ChatGPT-4 în special pentru code interpreter și pentru pluginurile pe care le are la dispoziție, în speță capabilitățile de abstractizare și de a lucra, nu știu, cu Wolfram sau cu alte pluginuri. Ce am făcut în Perplexity, în teorie am putea să facem și în ChatGPT-4 dacă am folosit pluginurile de acces la web, doar că vedeți că Perplexity se mișcă mult mai repede. Deci dacă mă întorc din nou și spunem sau făm o postare de promovare a valorilor inteligenței artificiale și află totul căutând hashtag valorile AI. Are inclusiv această capacitate să se ducă după un hashtag anume, se duce pe toate rețelele sociale și extrage de acolo toate informațiile pe care le găsește pe hashtagul respectiv. Ce informații specifice vreau să promovez? Află singur și scrie în limba română. Bun. Deci pot să mă duc după un hashtag, pot să mă duc după o persoană, pot să mă duc după o companie, pot să mă duc după un context, pot să mă duc după, nu știu, modificări fiscale. Caută în timp real, deci accesează Google, care e motorul lui principal de căutare. Face sumarizarea cu GPT-4. Care e tehnologia din spate? Deci se duce, își extrage informațiile, le vectorizează, pentru că am discutat despre vectorizare, adică despre a transforma textul în coordonate matematice, numerice, pe care ulterior le stochează într-o bază de date, iar din acea bază de date, împreună cu model mare de limbă, în cazul ăsta GPT-4, el vine și face sumarizarea. Am discutat în sesiunea cu Ștefan de la Adobe, pe care vă recomand să o urmăriți, pentru că a fost o sesiune foarte, foarte faină și explicativă din punctul ăsta de vedere al care e tehnologia din spate și cum funcționează. Bun, și ne-a făcut o postare. Termene.ro a lansat valurile inteligenței artificiale, o sesiune de lucru cu soluții concrete. Acest eveniment oferă 100 de ore gratuite. Evenimentul are loc în fiecare zi, de la Numba Biș Mamaia și live în aplicația termene.ro. Nu rata această așa. Adaptează postarea pentru companiile din
industria producătoare de pungi eco. Sper că am înțeles bine. Nu știu. Află singur. Deci vectorizare, după care împreună cu modelul larg de limbă și extrage informațiile și folosind tot GPT-4, deci Perplexity este un add-on, este o soluție care are în spate GPT-4 ca model de limbă și această integrare cu baze de date vectorizate și acces la online, putem să facem toate aceste lucruri care vedeți cât de repede se mișcă și cât de ușor înțelege lucrurile pe care ni le dorim. Poate crea scripturi de TikTok, poate crea absolut orice, orice ne imaginăm și ține și ne poate un model de limbă generativ ar putea să facă, Perplexity face acest lucru și este foarte, foarte bun pe documentare. Deci dacă ar fi să le luăm pe toate cele trei, GPT-4, abstractizare, logică, 32.000 de tokenuri în context, Perplexity, documentare, acces în timp real la online, la internet, iar Anthropic, Cloud, context foarte mare, 100.000 de tokeni atunci când vrem să lucrăm cu transcrierea unui podcast de 2 ore, de exemplu. Bun, haideți să vedem unde a contextualizat. Pentru industria, uitați, pentru industria producătoare de pungi eco, inteligența artificială poate aduce beneficii semnificative, cum ar fi optimizarea proceselor de producție, creșterea eficienței reciclării și dezvoltarea de noi materiale ecologice. De asemenea, AI poate ajuta la reducerea deșeurilor și la creșterea productivității, transformând afacerea și reducând impactul asupra mediului. Deci am înțeles instantaneu cum să contextualizeze și să personalizeze mesajul nostru pentru această industrie. Bun. Haideți să mergem mai departe cu tool-urile. O să mergem la Jasper. Jasper și CopyAI sunt două tool-uri care sunt din nou niște wrappere peste modelele de limbă mari. Ambele folosesc în momentul de față GPT-4, din câte știu eu. Și au fost printre primele tool-uri folosite chiar înainte de GPT, de către companiile de SEO, de marketing online, de cei care doreau să genereze conținut. V-am povestit că anul trecut, prin octombrie, chiar în podcasturile cu Răzvan de la MBA-ul, 30 Days MBA, povesteam că am descoperit pe Upwork creator de conținut. Noi aveam această problemă anul trecut cu crearea de conținut relevant și specific pentru termene.ro și am avut geniala idee să ne ducem pe Upwork să găsim creatori în limba engleză. Și am găsit o creatoare în Canada și un timp în Bangladesh cu care am început să colaborăm și ne-a plăcut foarte mult pentru că, sau mie mi-a plăcut foarte mult, că le-am dat foarte puține informații despre termene, despre campaniile pe care voiam să le facem și ei imediat au înțeles ce vrem să facem și ne creau conținut în limba engleză pe care noi ulterior îl traduceam în termene.ro în limba română. Aveam pe cineva care făcea traducere. Vă readuc aminte, asta era înainte de apariția GPT-4, septembrie, octombrie și chiar și noiembrie în cadrul MBA-ilor. Eu eram foarte fericit și prezentam aceste tool-uri. După care a apărut GPT-4 și am descoperit, ele existau deja, CopyAI și Jasper. Și ce să vezi, surpriză, surpriză, că în aceste tool-uri am dat exact aceleași cerințe pe care le-am dat pe Upwork și îmi generau tool-urile astea exact același conținut sau extrem de asemănător. Deci creatorii mei de conținut de pe Upwork ce făceau? Luau cerința de la noi, ne taxau 40, 50, 80 de dolari pe lună sau cât aveai costurile respective, dădeau copy-paste de la ceea ce ceream noi, veneau în tool-urile astea și ne creau conținutul. Genial, bun model de business pentru ei. Bun, haideți să prezentăm un pic Jasper. Jasper este destul de complex, are mai multe opțiuni interesante. Una dintre ele este aceasta de brand voice. Brand voice ce înseamnă? Este o contextualizare, un prompt engineering de bază, instrucțiuni în care din nou îi spunem modelului cum să comunice, dar pe stilul nostru și setăm aceste lucruri de la bun început. Adică absolut tot conținutul pe care îl creează, el îl va crea pe tonalitatea brandului nostru. Adică dacă noi vrem să fim mai tehnici, mai persuasivi, mai profesionali, vrem să fim, nu știu, să vorbim ca unui copil de clasa 5-a sau ca unui profesor de medicină, putem să-i setăm toate aceste lucruri și el va ține cont de ele de fiecare dată când creează conținut. Și se pot crea 3 pe abonamentul ăsta de bază pe care folosesc, eu o să vă arăt imediat și prețurile, se pot crea 3 astfel de tonalități și la fel în Jasper putem să-i dăm bază de date de cunoaștere. Ne-am jucat, ați văzut, cu chatbase unde aduceam foarte ușor informații, același lucru putem să-l facem și aici, să-i aducem
texte, să-i dăm noi copy-paste la conținut, să încărcăm documente, PDF-uri, docuri, text și așa mai departe, sau pur și simplu putem să-i dăm un website, un URL și el o să scaneze și o să-și ia informațiile de acolo. La ce ajută? Din nou, în momentul în care el va crea conținutul pentru noi, va ține minte de acest context. Cum funcționează? Exact același principiu ca la Perplexity mai devreme. Ei iau, scanează toate aceste informații sau le preiau din modulele pe care le-am dat noi, din PDF-uri, le vectorizează, le stochează într-o bază de date vectorială, după care împreună cu un model de limbă mare, GPT-4, încep să lucreze cu ele. De fapt și de drept, Jasper-ul este un prompt engineering nișat, customizat și o să vedeți imediat ce putem să facem și unde ajută toată povestea asta. Și dacă îi spunem că vrem să creeze o campanie nouă, eu o să-i spun că vreau să-mi creeze o campanie nouă care se numește Valurile inteligenței artificiale. O să vreau să folosească vocea pe care am stabilit-o, tone of voice-ul meu, și mă întreabă să-i dau un pic de context, pentru că nu am alte documente, vreau să mă duc direct pe landing page-ul meu, pe landing page-ul de la Valuri, o să dau copy-paste la absolut tot ceea ce am aici și o să-i dau acest text. Și toate informațiile din landing page, select content și spun așa, vreau o postare de blog, vreau imagini de Facebook, vreau landing page, vreau Google, vreau întrebări și răspunsuri, vreau postare de LinkedIn, vreau un newsletter, vreau un comunicat de presă, vreau un script de TikTok ca să-mi creez un singur video, vreau SMS-uri, și mai vreau și Instagram caption, suficient? Hai și vreau și studii de caz. Hai și blog ideas. Hai să vedem. Nu vreau Twitter pentru că în România Twitter-ul nu este foarte folosit. Twitter, X, pardon, mai nou. Și în momentul de față, el ce are? El are cât un prompt engineer în spate pentru fiecare din cerințele pe care eu le-am dat. Dacă nu o să mă duc eu în GPT și să iau contextul, contextul fiind ce am luat de pe valurile ei de pe landing page și să-i dau cu un prompt pentru fiecare cerință, are el deja toate lucrurile astea făcute în spate. O să vedem cât de bine înțelege în limba română, pentru că ați văzut că ele sunt în engleză, dar el deja a început să lucreze și începe ușor, ușor să mi le facă. Haideți să vedem press release-ul. Bun, l-a scris în limba engleză, dar după cum ați văzut, puteți să-l traducem foarte ușor, nu e o problemă. București, România. Jasper, cred că undeva i-am setat eu ceva de Jasper. Leading Data Processing and Tracking Solution Provider, lansează valurile inteligenței artificiale, experți naționali și internaționali, a înțeles care sunt invitații, are un citat pus aici, cred că chiar mai multe citate, detalii despre participanți. Bun. Mă întreabă să-i mai dau un context, trebuie să văd undeva unde pot să-i schimb în limba română, rephrase. Ah, bun. Are un modul de gramatică și mai are un modul de plagiarism. Foarte interesant, discutam cu Mihai Vânătoru de acest modul. Dar este pe bani și ar costa, nu știu, $12 pentru scan your documents, reload, add funds, da, nu știu, vedem. Deci, în limba engleză, haideți să ne întoarcem înapoi să vedem dacă găsim totuși ceva în limba română, LinkedIn post. L-a făcut. Bine ați venit în era inteligenței artificiale, într-o lume unde tehnologia evoluează rapid, adaptabilitatea este esențială. Pentru a rămâne relevanți, trebuie să fim dispuși să învățăm, să ne reinventăm și să ne adaptăm la schimbările digitale. Acesta este motivul pentru care lansez o invitație specială pentru antreprenori și angajați. Participarea la valurile AI. Sesiunile personalizate. Și asta este postarea în LinkedIn. E un pic de umblat la setări, de ce înțelege să scrie română și totodată în engleză. Newsletter-ul. Hai să vedem dacă ne-a făcut newsletter. Ne-a făcut și newsletter. Valurile, oportunități de a afla și de a învăța, suntem încântați, ofert. Vedeți ce frumos le-a structurat pe secțiuni, cu H1, frumos, bolduite. Mai departe. Case study. Cum a beneficiat compania X de utilizarea soluțiilor Jasper AI. Da, el aici a făcut o mică confuzie cu Jasper-ul, dar din nou se poate seta foarte ușor. A plecat de la problemă, a plecat de la soluție, a venit cu rezultatele, a pus și o mică concluzie.
Ce i-am mai cerut? I-am mai cerut SMS message. Aici ar trebui să fie foarte scurt. Ne-a dat 10 variante de SMS message. O secundă. Descoperă puterea NAI, SMS-ul și cu link-ul. 10 mesaje. Deci, am plecat de la copy-paste de pe un landing page, am dat 7 click-uri, 8 click-uri câte au fost aici, el mai puțin de un minut ne-a creat toate TikTok script. Hai să vedem ce înțelege el prin TikTok script. Așa, camera pe o persoană care stă în spatele unui birou, arătând stresată și overwhelmed, cu text. Destul de simplu, nu sunt niște chestii foarte avansate, dar se pot îmbunătăți, adică putem să intrăm în TikTok scriptul ăsta, să ne întoarcem înapoi și aici, de aici putem să îi cerem să facă mai multe lucruri. Îi cerem să schimbe, să ne aleagă tone of voice, tools, să folosească anumite cuvinte, concepte, LLM, GPT-4, putem să-i cerem să mai modificăm descrierea și aici să scrie în limba română și reface tot textul. Cred că cu tab putem să facem. Continuă să scrie. Da, și trebuie doar să-i dăm continuă. Are nevoie de câteva secunde să respire. Da, înțelegeți ideea și vedeți că i-am scris în limba română și a înțeles și rămâne în limba română. Bun. Și ăsta ar fi Jasper. Are mai multe opțiuni. Are și inclusiv chat-ul. Deci opțiunea de chat, așa cum am găsit-o și la Perplexity, cum am găsit-o și la GPT și la Anthropic. Din nou, este un add-on în spate peste cea GPT-4. Competitorul lui Jasper. Am zis că ne uităm un pic și la prețuri. Haideți să vedem settings, plans and buildings. Deci, cel mai mic cost este de $49 pe lună. Opțiunea pe care o folosesc eu este de $125 pe lună, unde am incluse pot să aduc 3 colegi care să-l folosească, pot să import documente, am 10 campanii active pe care le pot folosi și live support, iar următoarea opțiune, business, pentru care trebuie să-i contactăm. Dar cei mai mulți dintre noi, probabil că opțiunea de 49 este mai mult decât suficientă. Și are și integrări cu plagiarism, ce ne-a arătat mai devreme, mai are o integrare de SEO și povestea de traducere, să traducă din engleză în română. Și are un modul dedicat, specializat pe traducere. Ăsta e Jasper. Competitorul lui, Copy.ai, este destul de similar în ceea ce știe să facă. Folosește la fel proiecte, lucrează cu projects. Și putem să creăm un proiect nou. El este mai comunicativ, mai în limbaj natural. Văd că nu am opțiunile de la Jasper de a seta ce proiecte vreau, dar din nou știe de brand, deci pot seta și o am setat deja pentru termene și are prompturi, adică față de Jasper unde alegeam deja campania, aici pot să mă joc cu prompturi și vreau să mă joc cu recrutare și poate vrea să-mi facă un prompt de recrutare. Bun. O să încerc să-l recrutez pe Tiberiu Stăian, dacă tot am discutat despre el. Și aici o să-i pun linkul lui Tiberiu și vreau să-l recrutăm ca expert AI pentru termene.ro. Și o să-i mai spun, scrie totul în limba română. Deci copiii își ia automat niște prompturi pe care le are deja scrise în spate, testate, analizate și ne-a făcut un anunț de recrutare, hai să vedem. Dragă Tiberiu, am avut ocazia de a vedea profilul tău LinkedIn și sunt impresionat de experiența și competențele tale remarcabile. Bravo pentru munca excelentă pe care ai desfășurat-o în cadrul Exonia. Expertiza ta în domeniu ne-a captat atenția, credem cu tărie că ai potențialul de a deveni un membru de înaltă clasă al echipei noastre de experți în inteligență artificială.
Destea palpitantă este că termenul se extinde și căutăm specialiști dornici să se alăture echipei noastre inovatoare. Suntem lideri în furnizarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială pentru optimizarea gestionării termenilor limită. Oferim oportunități și așa mai departe. Aștept cu nerăbdare. Deci a plecat de la profilul de LinkedIn, a plecat de la link-ul de pe termene și din nou știe să-și ia informațiile și să ne scrie un mail frumos de recrutare. Acum, el are mai multe tool-uri aici pe care vă invit să le testați, deci are posibilitatea de a recruta de pe LinkedIn prin e-mail, poate să ne facă un e-mail de outreach, poate să facă un mail la rece, un e-mail la rece, un brief pentru SEO, pentru companie SEO, poate să creeze texte de SEO, descriere de produse, tool-uri pentru startup-uri, copii, texte pentru site-uri, landing page-uri și așa mai departe. Deci copii este mult mai nișat, mai specializat pe niște use case-uri specifice pe care ți le rezolvă foarte, foarte rapid, din nou pentru că are modelul de limbă în spate. La fel și copii, are un chat și putem discuta pe bază de chat, are un infobase, adică putem adăuga informații, aceeași metodă, încărcăm fișiere, texte și așa mai departe. Haideți să vedem un pic și costurile și la copii, subscriptions. Văd că este un abonament de $49, deci este mai ieftin decât Jasper-ul pe abonamentul pe care îl folosesc eu și a doua variantă Enterprise pe care, pentru care trebuie să-i contactăm. Bun. Când recomand să folosim Jasper și Copy? Pentru că, repet, ele sunt niște add-on-uri peste ChatGPT în spate și dacă folosești ChatGPT și înțelegi prompt engineering, nu ai nevoie să mai folosești Copy sau Jasper. Apropo, Jasper săptămâna trecută a anunțat că au concediat undeva la 30% din angajați pe diferite motive, dar în primul și în primul rând pentru că cumva lumea a înțeles că poți să te folosești de fapt și de drept direct de modelul de limbă mare. Dar dacă suntem la început, dacă vrem să arătăm în companie angajaților tool-uri clare, specifice, rapide, cum era chatbase-ul pe care l-am arătat săptămânile trecute, este o variantă bună să avem o ședință de o oră, de două ore cu departamentul de marketing, cu departamentul de vânzări și să începem să le arătăm, să lăsăm să se joace și ei și pur și simplu să încercăm să folosim Jasper sau Copy în procesul actual, adică ne ducem în departament, vedem cum funcționează lucrurile acum și încercăm să ne folosim de inteligență artificială pe o chestie pe care o facem deja standard. Un exemplu ar fi, ce v-am arătat mai devreme, vrem să contactăm la rece companii pe LinkedIn. Păi putem să folosim Perplexity și ați văzut că se conectează și află totul despre persoana respectivă dacă o cunoaștem. Putem să folosim Copy, putem să folosim Jasper și în câteva minute să avem texte, mail-uri, scripturi de sunat la telefon. Ce n-am făcut pe Perplexity și chiar sunt curios să văd dacă faci, o să mă întorc. Care este numărul de telefon al lui Tiberiu Stoian? Sper să nu-l găsească. Hai să vedem. Dar din nou o să caute în online și dacă găsește informații, află singur. Deci, lucruri simple, concrete, pe care putem să le folosim acum, adică destul de repede. Iarăși caută 7 surse, social media, public contact information, continue. Dacă e public, ar trebui să fie și GDPR compliant. A găsit niște date, din nou ne trece prin toate. Nu găsește numărul de telefon. Vai ce mă bucur. I'm happy. Sper să nu-l găsească nici pe al meu. Află numărul de telefon al lui Adrian Dragomir, fondator termene.ro sau spune-mi cum să iau legătura cu el. Bun. Vedem ce facem, mergem mai departe. Deci am prezentat Jasper-ul, putem să-l închidem. Am respectat copy.ai, putem să-l închidem. Așa. Haideți să mergem mai departe la un tool foarte interesant. AdCreative.ai este un tool de creare grafice. Deci dacă până acum am creat texte și foarte multe texte specializate, nișate pe diferite domenii, AdCreative. Ha, deci nu poate să-mi găsească numărul. Perfect. Genial. Cine este secretara lui Adrian
noi insistăm. Edge Creative este un tool de a crea imagini. Eu l-am tot testat în ianuarie când a apărut prima dată și am fost profund dezamăgit de el pentru că avea tot felul de bug-uri. Astăzi au rezolvat mare parte dintre ele. Promisiunea lor în continuare este overpromise față de ceea ce livrează, deci nu îl văd un tool de care să putem să ne folosim cap-coadă. De exemplu, această secțiune Creative Insights nu funcționează. Am văzut-o în reclamele lor. Ce ar trebui să facă secțiunea? S-ar trebui să se conecteze la tool-urile, la conturile de reclame de pe Facebook, de pe Google, LinkedIn și Pinterest, să extragă toate informațiile de acolo și cu ajutorul unor modele de machine learning să facă el analize și să spună care campanii au funcționat, care nu au funcționat, care reclame și în funcție de informațiile astea să își genereze alte reclame care să se performeze și mai bine. Repet, este overpromise, nu funcționează, în schimb celelalte funcționează și aș vrea să începem să generăm conversion focus creative. Să începem să vedem, să facem niște creative, o să spunem că vrem niște postări în stil landscape și display size vrem medium banner și să-i punem un project descriptions, podcast, valorile inteligenței artificiale și o să luăm descrierea de aici ca să vadă un pic și despre ce este vorba. Și este doar atât îi spunem, după care ne întreabă un pic de audiență, antreprenori, top management și angajații companiilor din România interesați de integrarea AI în firmele lor. Și atât. Deci am spus ce fel de format vreau, să rămânem așa, pe landscape. Save and continue. Bun. Și acum mă întreabă el câteva informații, de nu știu ce să-i spun aici. Landscape, text and button. Păi să zicem așa. O să mă duc înapoi în ce știi, caut așa. Mă duc în Perplexity și celul Perplexity să-mi scrie despre valorile AI. Deci mă folosesc din nou de un alt tool cu AI ca să-mi genereze lucrurile pe care mi le cere Art Creative. Deci îmi cere un headline, un punchline, un call to action și o icoană. Să aleg eu o icoană pentru call to action. El are deja brandul, i-am pus eu iconul de la termene, logo și așa mai departe, deci are deja informațiile respective. Așteptăm un pic aici. Mai avem o cafeluță. Află singur. Îmi place asta cu află singur. Deci... Bun, a găsit valurile AI, transformă-ți afacerea cu ajutorul inteligenței artificiale, copy-paste, punchline, descoperă așa. Nu aveam timp, descoperă valurile AI și call to action, vino la mare. Vino la mare. Save and continue. Mă întreabă dacă vreau să folosesc o imagine de background. Nu am. Image search in your database. Da, nu. Nu am. Îl las pe project name, valorile ei. Valorile AI. Save and generate. Dacă aș vrea să schimb, nu știu. Ah, îmi cere neapărat o imagine. Bun, o să selectez de la el ceva. Să găsim ceva cu valuri. Ah, am găsit ceva cu valuri. Create post. Valurile AI. Valurile AI. Și acum începe și generează postările respective. Haide să vedem ce iese. Analizează textul, imaginile de background, își ia cele mai bune practici pentru categoria de brand în care ne aflăm noi, deci are bază de date cu foarte multe reclame. Asta mi-a plăcut inițial când am văzut tool-ul ăsta, faptul că promiteau că în dataset-urile lor au sute milioane de reclame și fac această analiză, conversion score.
ce înseamnă conversion score, care este probabilitatea ca această imagine să atragă, să dai click pe ea. Și ne oferă diferite variante plecând de la imaginea respectivă. Vedeți că respectă logo-ul, brand-ul și tot generează, nu știu câte sunt, haideți să vedem. Oh. Pleacă de la scorul cel mai mare la scorul cel mai mic. Și putem să luăm, să zicem, oricare de fapt. Hai să luăm pe asta. Putem să o edităm. Dacă nu ne place și să schimbăm imaginea, să schimbăm logo, fontul și așa mai departe. De fapt, logo are el alte logo. Putem să schimbăm culoarea, textul. Putem să schimbăm textul, să adăugăm un icon, save and render, după care download și download-ul, abia acum plătim. Deci plata se face doar la download-uri și avem imaginea pe care putem să o folosim anywhere we want. Deci un tool de a genera imagini extrem, extrem de ușor și este și mai util dacă, sau și mai valoros dacă avem noi deja imagini și putem să încărcăm noi anumite imagini. Bun, să vedem ce să mai facă. Deci ne-a făcut creativele, social creatives. Nu am creat nimic aici, Project Thunder. Bun, deci știe să facă landscape, story, vertical size, pin size. Pe zona de postări, creativele le-am arătat, valurile AI, texte, dar pentru texte am prezentat destul de multe tool-uri. Acum, promisiunea lor aici este în felul următor, că ei se uită peste 250 de milioane de reclame pe care ele au în baza de date, reclame și headline-uri, și cu ajutorul lor pot crea lucruri și mai valoroase pentru noi. O să-i dau skip și o să încercăm să creăm un impus valorile inteligenței artificiale. Select text type. Păi vrem short power pack. Nu știu ce este. Professional. Nu vreau inspirațional. Output language. Nu are română din câte știu. Ah, ba da. Au pus și română. Exemple. Product, service, podcast. Valorile AI. Și acum din nou o să iau doar copy-paste de aici, să vedem cât mă lasă să-i dau text. Target audience, antreprenori, call to action, vino la mare, project name, valurile AI. Și acum ar trebui să ne genereze texte. Deci mai devreme ne-am făcut imaginile, acum ar trebui să ne facă și texte, dar să țină cont de acele 250 de milioane de reclame. Unde e util tool-ul ăsta? Păi, nu știu. Gen să optimizăm performanța agențiilor de marketing cu care colaborăm. Ne generează texte customizate și filtrează output-urile pe baza unor predicții că vor performa foarte bine. Acum, eu personal am câteva semne de întrebare cu privire la viteza cu care lucrează el. Percepția mea este că da, cel mai probabil au antrenat pe acele sute de milioane de date, dar modelele sunt deja antrenate, iar acum se uită doar la anumiți parametri ca să stabilească acest scor pe care l-a arătat mai devreme de viralitate. Mi-e greu să cred că face în timp real toată această predicție. Da, ce știe. Faptul că durează câteva minute îmi dă mai multă încredere pe subiectul respectiv. Până rezolvă el, haideți să ne uităm un pic și la prețuri și aici, pentru că timpul trece foarte repede și mai am foarte multe tool-uri de prezentat. Settings, deci avem branding-ul, unde putem să ne adăugăm noi brand-ul nostru. Billing information, deci avem o factură de 86 de dolari, contul pe care îl folosim noi. Avem aici la upgrade și pachetele lor, hai să vedem. Deci pleacă de la 500 de dolari pe lună, cu 10 credite. 10 credite înseamnă că putem downloada 10 imagini. Putem genera nelimitat pe toate abonamentele, integrările care deocamdată nu funcționează atât de bine precum spun ei. Și aceste module de Generator AI și Creative Insights Pro,
care din nou pare valabil pentru toate, dar cum spuneam deocamdată nu funcționează așa cum trebuie. Bun, hai să vedem. Le-a generat. Le-a generat, unde sunt? Text project. Eu nu știu ce a făcut. Au dispărut. I-am dat să lucreze și au dispărut. Nu, ne-a întors aici. Sau încă lucrează la ele. Ne mai întoarcem la tool și vedem mai târziu. Bun. Haideți să mergem mai departe. V-am spus că avem câteva tool-uri. Clap.app. Clap.app. Sunt un tool foarte interesant. Foarte simplu, în teorie. Ce face jucăria asta este că îi dai un link de pe YouTube. Orice link. O să intrăm și o să luăm... afișează canalul, o să luăm de la noi un tool, consultanțitermene.ro, să nu dau sunet, copiați adresa. Deci, el pleacă de la un link de YouTube, îl accesează video, după care generează shorturi. Este o problemă pe care am avut-o aici la Valuri, o discuție pe care am avut-o cu mai mulți dintre colegi. Deci, și încarcă, poate încărca de pe YouTube la format 4K, vă arăt imediat în setări. Eu am testat deja cu acest video ieri, a durat, deci video original cred că are vreo 20 de minute, cel pe care l-am dat noi ieri, și a durat undeva, cred că o jumătate de oră, poate chiar o oră, până când a procesat toată informația. Deci pleacă de la video lung, după care, fără niciun fel de altfel de input, el își face singur shorturile. Adică înțelege, face transcrierea cel mai probabil în limba română și face singur timecodarea, face transcrierea, după care își generează singur shorturi și le dă și un scor de viralitate. Adică se uită și dă el o analiză, de exemplu aici pentru acest video de un minut, spune că are o viralitate moderată pentru că conținutul este focusat pe business intelligence și artificial intelligence, ceea ce este atrăgător, dar doar pentru o nișă specifică și în plus, limba este în limba română, ceea ce din nou limitează foarte mult potențialul de viralitate, pentru că audiența din România este mai mică. În plus, durata videoului, din punctul de vedere, este relativ mică, făcându-l și mai less likely to să fie atrăgător. Dar, ce ne-a plăcut foarte mult la acest tool, este că face foarte multe, deci a generat 10 pastile, cărora le-a dat și acel tool, și are opțiunea, dacă luăm pe primul, să ne ducem în edit, să verificăm traducerea, pentru că el pune automat, o să-i tai sonorul, el pune automat subtitrarea. Deci, pe lângă faptul că ne taie și ne face shorturile, pune automat și subtitrarea pe video, în stilul în care vrem noi, adică putem să schimbăm culori, putem să schimbăm modalitatea, dacă vrem mai multe cuvinte sau vrem o singură cuvinte, poziționarea. Și vedeți că poziționarea o schimbăm în timp real. Deci suntem de desubt cu textul, l-am mutat deasupra, putem să schimbăm fontul, putem să schimbăm stilul, mai mare sau mai mic, dimensiunea, dacă vrem așa, dacă case-ul pe tot sau doar prima literă și highlight-ul pe cuvinte. Și vedeți că facem în timp real toată jucăria. Deci i-am schimbat... Bun... Du-te sus înapoi, te rog. Ne întoarcem înapoi în video. Și putem să verificăm subtitrarea, adică la un moment dat, dacă ne uităm și vedem că, nu știu, undeva a greșit. Ei sunt, uite, de exemplu aici, el este Mihai Vânătorul. Pe unul nu cheamă Vânătorul, cheamă Vânătorul. Și mi-a schimbat în timp real. Adică foarte, foarte rapid. SEO și aici în loc de VPC, deci îl vede VPC, aici de fapt este PPC, stai o secundă, dragule, nu te grăbi, aici de fapt este PPC, din nou, SEO și de PPC. Deci a durat, cum spuneam, o oră să downloadeze video, să-l editeze. Acum, o problemă pe care noi am avut-o tot testând toate aceste tool-uri în ultimele luni,
a fost dată de calitate și de rezoluție. Adică ele funcționează bine, dar ce alte tool-uri pe care le-am mai testat, la rezoluție destul de mică. E bine, jucăria asta spune că el poate să genereze și să facă export în 4K. Și ne-am jucat ieri cu el și ne-a făcut un export în 4K. Asta este. Hai să-l vedem. Da. La maximul de rezoluție pe care l-a găsit el pe YouTube. Din nou, și exportul a mai durat un pic, dar nu foarte mult. Și putem să trecem prin toate aceste videouri. Transcrierea este, Cornelia spunea că este undeva la 85% acuratețe, deci mai e nevoie de un pic de input uman față de script, care este un altul pe care noi îl folosim, sau de HappyScribe sau de Whisper. Dar chiar și așa, ușurează extraordinar de mult lucru atunci când ai videouri, ai un format lung de video și vrei să faci shorturile. Iar aceste shorturi ulterior le puteți introduce în cele două tool-uri pe care le folosim noi, pe care vreau să le povestesc și pe astea, Planable.io. Are și el un AI generativ, este tool-ul de programare a postărilor și cred că pot să vă și arăt cum arată la noi. Dacă mai am cont. Stați liniștiți că ar trebui să nu-mi apară parola, dar nu cred că mai am cont. Da, nu mai merge cont. Nicio problemă. Și, deci, Planable și Repurpose, cele două tool-uri pe care noi le folosim. Planable pentru a programa postările pe toate site-urile, iar Repurpose le ia videourile de pe TikTok, reels-urile, și le distribuie automat pe toate celelalte canale. Foarte, foarte... de foarte mare ajutor acest tool. Noi le folosim pe amândouă. Bine, Cornelia le folosește, eu n-am mai intrat de mult pe aici. Da, aici se pare că merge. Și sunt niște workflow-uri, vedem că ăsta funcționează auto-activat, 1116 postări pe care el le-a luat de pe TikTok și le-a pus pe YouTube Shorts. Cumva fără watermark-ul de la TikTok, fără, deci doar postate acolo, după care tool-ul ăsta le distribuie automat. Bun. Aș vrea să întreb dacă sunt întrebări până aici, dar mergem mai departe. Hai să ne uităm la prețuri, la CLAP. Două variante de preț, $30 pe lună, $29 pe lună, cu 10 videouri și până la 45 de minute durata unui video și poți genera 100 de clipuri. 100 de clipuri, eu cred că este suficient pentru cei mai mulți dintre noi. Noi edităm mai mult. Targetul nostru este de a avea cel puțin 4 shorturi în fiecare zi, postate pe fiecare canal de social media, deci noi avem undeva la 28 de postări zilnic. Am fi acolo cu varianta de 29. Eu folosesc varianta de 79 la CLAP. De ce? Pentru că am fost atras de această variantă de download în 4K. Pe care mi-am dorit-o și care, din nou, rezolvă mie foarte, foarte multe probleme. Din experiența noastră din ultimii 2 ani deja, poate chiar mai mult de 2 ani, decât tot creăm conținut video, testăm, edităm și așa mai departe, tool-ul ăsta elimină foarte, foarte, foarte multe din bottleneck-urile pe care le-am avut în colaborarea cu editorii video. Lucrăm cu niște oameni foarte buni în editare video, care își fac meseria foarte bine, dar pentru că volumul nostru este foarte mare, tot timpul am ajuns în bottleneck-uri, gen timecodare, n-am făcut bine timecodarea, încarcă fișierele în data center la noi, descarcă fișiere. Când am venit aici la mare, în primele zile, pentru că strategia cu care am pornit această campanie a fost întâi haos și după aia claritate. Am spus de câteva ori, noi ne-am cam grăbit cu toată campania, am terminat evenimentul de la Iași pe 20 iunie, după care imediat în câteva zile am avut landing page, am pregătit toate celelalte lucruri pentru campanie și am venit aici la mare. Deci nu am fost pregătiți, cum să spun, nu, este un understatement că n-am fost pregătiți. Nu am știut ce facem, pur și simplu. Am venit aici și am zis că hai că începem și învățăm aici zi de zi. Și asta am și făcut în ultimele, deja 5 săptămâni de când avem această campanie. În primele zile ne-am dat seama de problema de capacitate. Noi avem niște camere cinematice de filmat, aprobate de Netflix, Canon C70 pe care le folosim. Iar inițial, setările pe care le aveam la camere filmau un podcast pe o cameră, avea 700 de giga. Și noi aveam 3 camere de încărcat, de 700 de giga ori 3. În fiecare zi trebuia să încărcăm 2,1 tera de informație,
în data center-ul de la Ploiești, de unde editorii, nu, întâi oamenii care făceau timecodarea, trebuiau să descarce, să facă timecodare, după care editorii trebuiau să descarce. Tot procesul ăsta, în teorie, cât a stat la Ploiești în ultimele luni de zile, a funcționat, pentru că acolo viteza fiind de upload și de download foarte mare în data center, ne mișcam, aveam niște proceduri puse la punct. Aici, ghișe, nu merge netul pe litoral, dragilor. Deci, pe tot litoralul, pornind de, la, de aici, de la Nuba, până la, în capăt la litoral, ne-am plimbat din terasă în terasă, ne-am dus la Bellamy, la prietenul nostru, la Savoy, ne-am dus la Alezi, prin toate locațiile de la Alezi, am luat terasele la rând, nicăieri nu funcționează internetul din, pe cele două caracteristici care ne interesează pe noi, stabilitate și viteză de upload download. Motiv pentru care a trebuit să găsim alte soluții, până la urmă am găsit oameni care ne-au ajutat cu setările camerei și cu ajutorul aparatelor de la... Noi folosim niște Atomosuri. O să vă prezint, poate mâine vă arăt niște poze la toate echipamentele pe care le folosim, pentru aceia dintre voi care vreți să replicați ce facem noi aici. Deci, pe lângă camere, avem și display-uri sunt ele, dar sunt mai mult de atât pe fiecare cameră, Atomos Ninja 5 se numesc, și ele înregistrează, au niște harduri externe de câțiva tera și pot înregistra local ceea ce transmite camera. Deci în loc să folosim acele memory card-uri de la cameră, folosim hard disk-urile de la Atomosuri. Și din setările Atomosurile am reușit cumva să ajungem la să păstrăm calitatea, adică să păstrăm rezoluția, dar să în loc de 700 de giga, pentru că se pare că nu avem nevoie de calitate de Netflix pentru ceea ce facem noi aici, să ajungem la 70 de giga. Și asta n-am mai rezolvat din problemă. Dar din nou, 70 de giga, ori 3 camere, 200 ceva de giga, upload, câteva ore, o oră de așteptat, după care iarăși o oră, două ore pentru editorii video să descarce și așa mai departe. Deci un proces extrem de time consuming, care ne-a afectat un pic performanța a ceea ce facem aici, pentru că dorința mea inițială a fost ca astăzi să avem podcastul și deja diseară să începem să avem pastile, sesiuni în social media. N-am reușit, suntem decalați cu câteva zile în momentul de față, în primul și în primul rând din această cauză. Și da, ce să zic, în primele patru zile am uitat să apăsăm pe rec și nu avem salvate primele patru sesiuni pe camerele pe care le avem aici. Avem salvat doar ceea ce am transmis pe YouTube și pe Vimeo. Da, am învățat. Da. Iar în a cincea sesiune sau a șasea, dacă mi-aduc bine minte, cumva, deși camerele au niște setări automate pentru focalizare, pentru că au niște obiective profesionale, cumva focalizarea a fost pe un buștean de ăsta din spatele meu sau un copac sau ce este pe aici și avem o sesiune întreagă în care se vede foarte clar acest pomișor și o mai puțin clar. Când spuneam am învățat, mulțumesc colegilor care stau alături de noi deja de 2-3 săptămâni și care ne-au rezolvat aceste mici problemuțe. Cum spuneam, asta a fost subestimarea mea a efortului, pentru că având, așa cum am mai spus, experiența celor 30 days MBA cu Răzvan și învățat cum am bat în studio, adică în studio vii, setezi, ai configurat totul, ai apeșat un buton, se aprinde, se stinge totul, la fel am și acasă, la fel am și birou, am bat în studio, totul funcționa, apăsam pe buton și aveam aceeași calitate tot timpul. Aici, în outdoor, pe lângă faptul că am mai și plouat de câteva ori, soarele cumva nu vrea să-și păstreze aceeași poziție, nu știu ce are de ce, dar la 9 când se tai camerele sau la 8 dimineața, aveai o anumită focalizare, o anumită setări pentru lumină, după care până când terminăm la 18:30, soarele se mută, de unde apar și alte probleme. Din nou, dați-mi un telefon dacă vreți să vă povestesc sau să vă dăm acea listă lungă cu toate problemele pe care le-am avut și care cumva sunt convins că va crește până terminăm. Bun, deci, am vorbit de Perplexity, am vorbit de eCreative, de Jasper, de Copy, am vorbit de Clap, acest tool de creare de pastile, destul de simplu el în sine, ia un video de pe TikTok, îl transcrie, îi face taincondarea, îl taie, pune subtitrări și a zis cât de ușor putem să ne jucăm cu subtitrările, după care poți exporta în 4K, din punctul meu de vedere, în top tool-uri pe care le-am testat până acum, în top. Bun, haideți să mergem mai departe, să vedem ce tool-uri mai avem pe aici. Aș vrea să intrăm la appnarrative.bi. Appnarrative.bi este un tool cu foarte mult machine learning în spate, care se conectează la campaniile de la conturile de social media. În momentul de față, cred că are ca opțiuni Google-ul cu GA4, Facebook-ul
și Google-ul cu contul de reclame. Deci se poate conecta la GA4 pentru trafic și așa mai departe, se poate conecta la Facebook, se poate conecta la Google. Ce face? Extrage toate datele despre campaniile pe care le ai în online și despre trafic și face tot felul de analize, de rapoarte pe care le poți, poți discuta cu el după aia folosind un model de limbă. Deci aici ne face o analiză, a descoperit că avem o creștere cu 35% pentru această campanie a noastră, în ultimele, începând de pe august 7, și vine și ne face și recomandări. Deci, pe baza datelor pe care le extrage, vine și face recomandări punctuale, ce ar fi putut, de ce a crescut acest cost. Adică ne recomandă să ne revizuim targetarea, ne recomandă să revizuim creativele, imaginile pe care le folosim, să monitorizăm competiția, poate cumva competitorii au început și campanii similare, să monitorizăm placement-ul ad-urilor și așa mai departe. Yes. Poți vorbi în limba română? Din nou un tool care are în spate un model de limbă mare, dar specializat, îl văd valoros pentru că în loc să stau eu, să mă duc, cum făceam până acum, descărcam Excel-urile din Facebook sau din TikTok cu toate informațiile despre campanii și aceste Excel-uri eu le urcam în cod interpretăr pe GPT-4 și începeam să discut cu el și mi-analizam campaniile direct de acolo, lucru pe care poți să-l faci foarte ușor la o cafea. Aici văd că nu merge povestea asta. Acum, cu un tool de genul ăsta, narrative.io, nu mai e nevoie să mai intru. Pur și simplu am făcut 3 conectori și el îmi arată toate informațiile și plus are capacitate să vadă lucruri pe care eu poate nu le știu. Nu știu să mă uit la el, pentru că eu nu sunt expert în reclame online. Și vedem aici că a luat toate campaniile și face niște analize generale. Adică a descoperit o creștere în bugetare. Da? A crescut bugetul, a crescut cheltuielile. Ne dă sugestii cum să reducem aceste cheltuieli. Ne dă sugestii de dinamică pe fiecare zi ce s-a întâmplat. Și alte insight-uri și recomandări. Gen, campania DSA firme a arătat o conversie foarte profitabilă la promising conversion la $28, deși click-urile sunt mai puține. Costul acestui tool, dacă mi-aduc bine aminte, billing, manage subscriptions, nu ne arată, stați un pic să vedem, dacă mi-aduc bine aminte, era un, nu mi arată, objective custom, nu ne arată prețul, nu știu de ce, billing. Narrative.io. Cred că undeva la $100. Nu, chiar nu înțeleg de ce nu ne arată. O problemă pe care le au tool-urile astea și pe care eu o înțeleg pentru că am dezvoltat SOP de atâția ani de zile, anumite funcționalități încă nu sunt acolo unde ar trebui să fie și vedeți că și la, dacă ne ducem la data integration, de exemplu, la surse, sunt foarte multe surse care sunt trecute pe upcoming. Eu abia aștept HubSpot, pentru că HubSpot este CRM-ul pe care noi îl folosim și faptul că s-ar putea conecta și la HubSpot să-și tragă datele și de acolo și la Search Console, din nou, pe mine mă va ajuta foarte mult pentru că am aceleași, toate datele în același loc și repet, cu modelul de limbă din spate, cel mai probabil GPT-4 pe care eu îl iau, se pot face niște analize foarte faine. Și vedeți că ne-au pus și aici niște recomandări, de exemplu Top Performer și ne arată campaniile care au performat cel mai bine pe mobile asta. Sau bucă meeting-ul ăsta sau vrem să vedem comparație de performanță între campanii. Da, știu toate aceste lucruri, în mod normal ar trebui să le fac o agenție pentru noi și probabil că în momentul de față, dacă colaborăm cu o agenție competentă, încă ei pot face aceste analize mai bine, dar eu prefer să am și analize de la ei și să mă folosesc și un astfel de tool ca să nu neapărat să fac o comparație sau ca să-i verific, dar și pur și simplu pentru o altă perspectivă de analiză. Bun. Haideți să mergem la un tool care mie mi-este foarte, foarte drag și sunt convins că o să vă placă și vouă. Leonardo.ai
Am discutat încă de la discuția cu Ștefan Dumitrescu despre modelele de generare de imagini, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney pe care l-am folosit. Leonardo.ai este un astfel de tool de image generation și face niște lucruri foarte, foarte, foarte mișto. Nu-mi dau seama pentru că la mine luminositatea este într-un fel, cum se vede pe ecran. Tot ce vedeți aici sunt niște imagini generate cu el și aș putea să mă uit la... Ăsta este promptul pe care eu l-am folosit. Deci funcționează în același mod, are nevoie de prompturi, doar că are mai multe modele antrenate. Deci are un model fotorealistic, are un model mai dreamy, are un model doar pe 3D, pe animații 3D, are un model pe animații pastelate, are un model pe RPG sau absolut reality, sau un model mai vintage, mai fotorealistic, dar cu culori artistice. Deci sunt probabil 20 și ceva de modele pe care putem să le folosim. Eu l-aș lua pe ăsta, fotorealistic, și aș încerca să generez cu el o imagine. Și acum aș vrea să-i spun, cred că asta am făcut și mai devreme, dar o să-i spun antreprenor din București, București, îngrijorat de impactul inteligenței artificiale asupra companiei sale. Abar n-am dacă un astfel de prompt ar putea să funcționeze, dar vreau să-i dau cinematic. Și el poate ne ajută, are un tool foarte interesant aici, pot să-i dau promptul inițial și să ne genereze el niște prompturi structurate. Chiar sunt curios cum funcționează. Deci este un competitor la Midjourney în București, surrounded by AI driven technology, generate. Haideți să vedem. Midjourney, mie mi se pare un... De fapt, nu e dificil de folosit. Mă deranjează că trebuie să instalez Discord-ul tot timpul și trebuie să-l folosesc în Discord. Prefer aplicațiile astea pe care le pot folosi direct în online. Imaginile de mai jos sunt generate tot cu el. Vedem promptul pe care l-am cerut. Very attractive man, raw photo, AK, mai știu ce am cerut eu pe aici. Bun. Doamne, ce seamănă cu Mircea Căpățână imaginea asta. Deci ne-a generat, care să o alegem. Hai să luăm pe prima. Și hai să vedem ce opțiune avem. Deci persoana asta nu există, bine, noi cam dăm seama și noi că nu există, dar mai avem niște îmbunătățiri pe care putem să le facem. I-a făcut un upscale și cred că se vede că a crescut un pic rezoluția. Și mai putem să remove background, nu vrem, unzoom image. Cam astea sunt opțiunile, cred că le-am folosit pe toate. Select image. Și în momentul de față putem să o descărcăm. Asta e o imagine care cu siguranță poate fi folosită. Din ce am văzut la ei, imaginele astea pot fi folosite, adică au comercial. Și rezoluțiile, se pot schimba rezoluțiile. De pe undeva de pe aici. Pentru că acum suntem pe 768 cu 512 și rezoluția finală la descărcare 1152. Bun, și mai avem și opțiune aici în dreapta, Pro Magic, m-am jucat cu ele, nu știu să vă explic foarte clar, vă invit să le testați, să vă jucați cu ele. Creative, hai să mai dăm o dată. Deci am schimbat de pe Cinematic pe Creative. Să vedem ce face. Eu sunt abonat pe grupul lor de Facebook, deci scot oamenii niște imagini absolut incredibile din prompturile astea. Mie mi-au plăcut astea. Și până termină el, o să-i dau o dublură să ne uităm și la bot. Așa, Leonardo.ai. Haideți să vedem creații făcute de alții. Și tot ce vedem aici, inclusiv harta asta este creată de AI.
ce putem să luăm promptul, deci promptul poate fi copiat, după care ne putem juca și noi și genera alte imagini. Are inclusiv modele de training, adică putem să punem noi datele noastre și să facem un dataset nou, lucruri mai avansate, dar se poate lucra cu el. Haideți să vedem dacă a terminat imaginea respectivă. Oh, ce ne-a făcut aici? I-am schimbat ceva și a creativ. I-am spus să fie creativ și a fost creativ. Bravo. Da, interesant. Bun, să mergem mai departe. Deci, leonardo.ai, prețurile, ca să păstrăm structura și să ne ducem și pe prețuri, să vedem unde sunt settings. Pe undeva pe aici ar trebui să fie. Din nou, câte 20-30 de dolari cred că avea și ăsta. Aceeași problemă, repet, de usability la tool-urile astea, cumva nu sunt încă bine puse la punct pe toate opțiunile cu care suntem obișnuiți pe alte site-uri. Bun. KGen. KGen este un tool, am prezentat Sintezia când a venit Daniel Tudor și am arătat cum putem să creăm videouri cu avatar, cu avatarele lor, și Sintezia avea și opțiunea de a crea avatarul tău. KGen este un tool asemănător, deci creează videouri plecând de la avatare. Poți crea inclusiv, ăsta e un avatar, nu măcar un avatar, ăsta e o poză de-a mea, poți pleca de la o poză și să pui peste poză, pune voce. Deci dacă îi dau submit, credits left, credits lead, ia poza mea și pur și simplu mi-o face, îi pune voce și începe să vorbească în limba engleză deocamdată. Eu am acest video făcut ieri, pe care pot să vi-l arăt. Vedeți că se mișcă destul de natural, pot să-l fac mai mare. Deci am dat doar poza și mi-a pus privire, ochii se mișcă. Plecând de la o poză simplă, fără rezoluție, are foarte, foarte multe opțiuni. Dar poate pleca de la avatar, deci are, la fel cum avea Sintezia, are foarte multe avataruri. Și haideți să luăm pe, nu știu, să luăm pe tipul ăsta. Poate deja ați văzut în social media că au apărut. Poți să-i schimbi vocea și are limba română, dar deocamdată limba română nu este Romanian. Are o singură voce, Emil, select. Nu cred că se aude în online, dar nici nu cred că e nevoie de asta. Putem să schimbăm pitch-ul și anumite tonalități, dar în continuare recomand Read to Me, vi-l mai arăt o dată, Read to Me, pentru transformare din text în voce pe limba română. Este un tool care funcționează foarte, foarte bine. Dar apar și tool-urile astea internaționale și perspectiva mea este că vor fi din ce în ce mai bune. Într-adevăr, în momentul de față, focusul este pe limba engleză și ele pe limba engleză funcționează foarte, foarte bine. De exemplu, aici putem să facem, putem să ne antrenăm vocea noastră. Nu mai știu, era pe undeva pe aici. Pot să-mi antrenez în limba engleză vocea mea, să-i citesc câteva texte și mi-o poate clona. În limba română, cum spuneam deocamdată, e mai greu de făcut acest lucru, dar avansează destul de repede tehnologia. KGen este tool-ul folosit, dacă ați văzut pe TikTok, au apărut foarte multe videouri cu AI. Ăsta este video principal, tool-ul principal pe care îl folosesc și, așa cum spuneam, Sintezia. Din nou, au opțiuni de branduri, să spui kit-ul, brandul tău, culorile tale de brand și așa mai departe. Cred că pot să vă arăt și un... Hai să vedem ceva, un video. Nu, sunt avatarurile respective. Deci, KGen și Sintezia, competitorul la Sintezia. Bun, haideți să vedem ce tool-uri mai avem pe aici, pentru că sunt câteva. 11 Labs. În aceeași categorie, cu Sintezia și cu KGen.
Bun, să pa, 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 profil, voice, library. Foarte multe voci în foarte multe limbi. Voice Lab, Eleven Labs este un tool prin care putem să clonăm voce. Deci el poate clona vocea și este un tool care a fost folosit, dacă ați văzut, s-au făcut tot felul de fake-uri cu Trump, cu Tom Cruise și așa mai departe. Sau putem să generăm noi o voce. Dacă vreau să generez o voce în limba română, middle age, accent american mai scăzut, la ce e folosit? E folosit pentru că au apărut modelele astea standard, text-to voice, și deja devine redundant pe TikTok sau să creezi conținut cu aceeași voce tot timpul. Și acum, nu știu dacă o să se audă, haideți să vedem. First we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn numbers into letters and we thought it was a typewriter. Și dacă schimbăm accentul pe British și dăm un accent strict mai mare, vedeți cât de repede funcționează, adică sunt chestii pe care le fac. First we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn numbers into letters and we thought it was a typewriter. Foarte, foarte, foarte rapid putem să generăm astfel de voci. Cred că putem să încercăm inclusiv în limba română. Haide să vedem dacă le-au pus. Nu le are. Vedeți că sunt limitate. French, Spanish, Hindi. Încă nu are limba română. Pentru că, na, normal, nu există interes pe limba română. Bun, pa, hai să vedem prețuri și pentru Eleven Labs. Prețuri, $1 pe lună sau $22 până la $33 pentru anumite funcționalități mai avansate, de care probabil cei mai mulți dintre noi chiar nu avem nevoie. Am prezentat pe PlayCity Humata. Acum, poate vă întrebați de unde am luat toate softurile astea. Așa cum am spus, am testat, cred că, mii de softuri în astea 10 luni de când a apărut ChatGPT. Unele dintre ele, sau cele mai multe dintre ele, nu sunt utilizabile. Sau una din problemele mari pe care le am cu ele este că ele funcționează foarte bine în limba engleză și pe use case-uri specifice pe limba engleză, dar în limba română nu. Humata este din nou un add-on peste ChatGPT, care funcționează în același stil, vectorizează documente, dar este specializat pe PDF-uri. Deci dacă aveți o bază de date care este compusă din PDF-uri și aveți foarte multe PDF-uri, în Humata puteți să încărcați PDF-urile și așa cum am arătat la Chatbase sau la celelalte tool-uri, puteți să comunicați cu el pe baza PDF-urilor. Este specializat doar pe PDF-uri, pe nimic altceva, nu știe de altfel de modele. Noi aici am dat un PDF cu un export de pe un site, de pe site-ul nostru, de la evenimentul din noiembrie de anul trecut despre marketing și vânzări și vedeți cât de repede înțelege despre ce a fost vorba în document, ne răspunde, putem să punem orice fel de întrebări și din nou ne dă și paginile de unde și-a extras informațiile. De ce îl recomand Humata? Repet, pentru că puteți să uploadați cantități mari de fișiere. Eu nu mai am pe aici neapărat prin site să vă arăt, dar dacă aveți în format PDF, este un tool rapid, puteți să încărcați sute de pagini și el vă creează acest chat foarte rapid, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns, întrebare-răspuns din document. Acum, pentru că am terminat sesiunea de astăzi așa în mare pe tool-uri, un tool de unde să vă testați și voi tool-uri, site-ul principal pe care eu îl folosesc, se numește futurepedia.io. Aici sunt în fiecare zi adăugate noi și noi tool-uri de inteligență artificială. Vedeți Clap, pe care l-am prezentat mai devreme, care este în trend. Sunt mii de tool-uri încărcate în ultimele luni. Vă recomand varianta cu cont, da? Pentru că păstrează search-ul și așa mai departe. Este un site din nou de unde îmi iau informații despre AI, pentru că apun și au o secțiune de news pe care eu o upgradează în fiecare zi. Vedem o veste bună aici. Anthropic au luat și o finanțare de $100 de milioane de dolari.
Și partea, sunt 4781 de tool-uri de AI. Sunt ceva, 4781. Cum spuneam, eu cred că am testat undeva la 1000 dintre ele. Puteți să faceți filtre pe categorie, adică mă interesează doar cele plătite. Eu de principiu mă duc direct pe cele plătite pentru că cred că mă aștept că sunt mai bine dezvoltate. Mă interesează apply filters, după care vreau doar de video editing. Video editare. Și îmi întoarce tot ce au ei. Și sunt multe, din cele 4000. Vă puteți juca cu ele. Vedem sintezia. Ce îmi place este că în momentul în care, adică fiecare tool are o pagină deja a lor, ei au depus ceva efort în acest conținut, în curățarea acestui conținut, cu tot felul de review-uri, bookmark-uri și așa mai departe. Bun, păi cam asta ar fi sesiunea de astăzi pentru tool-uri. Stați să mă uit să văd dacă mai am ceva. Hai să prezentăm și Author și Notion. Mai prezentăm trei. Author, Notion și cu Lumin. După care mai discutăm un pic despre ce o să facem mâine. Author. Nu cu pantofii, dragule, Author AI. Voice Meeting. Author este o aplicație pe mobile care îți înregistrează întâlnirile, discuțiile și cu ajutorul unor prompturi în spate îți face el structurarea meeting-ului. Adică ține minte ce ai vorbit, se conectează la mail-uri și așa mai departe. Deci nu doar salvează conținutul, ți ia din înregistrarea audio și îți transformă automat pe baza unor prompturi. Îți dă minuta discuției, îți dă recomandări. N funcționalități pe care le are și eu am început să-l testez, l-am descoperit de curând. Sumarizare, face tot felul de grafice. L-am văzut recomandat pe mai multe site-uri pe zona asta de îmbunătățire a productivității. Dacă cumva apucați să-l testați mai profund, chiar v-aș ruga să-mi dați și mie un feedback despre el. Văd că are și opțiune în Chrome. Acum, apropo de extensii, am testat, stai să vedem dacă merge, da, am instalat ieri, când am mai jucat cu Jasper, am instalat și opțiunea asta de la Jasper, este o extensie pe care o puteți instala dacă aveți contul de la Jasper și puteți crea conținut în orice pagină web. Să scrie o căutare despre valurile AI. Ce bun sunt. Da. Ne-a făcut o căutare. E un addon de Jasper pentru a genera text oriunde pe orice site. Bun, haideți să ne întoarcem. Deci Author și tool-ul meu favorit în ultimele luni de zile, Notion.so. Haideți să vedem dacă mă lasă să mă duc totuși pe pagina principală. Nu vrea Notion. Notion este un tool care lucrează foarte mult cu text. Are AI în spate, are Anthropic, Claude la Anthropic. Și asta înseamnă că pot să îmi scriu texte. Dezvolt o pagină nouă. New page. Sesiunea 100 valorile AI. Și în momentul ăsta pot să accesez AI-ul, deci doar am dat space și spun, scrie o structură, sunt obosit, completă pentru un podcast despre AI. Și cer atât și în momentul ăsta el vine și scrie descut rapid cu ei în spate. Continue writing. Deci un model de limbă în spatele unor documente. Eu aici am plecat de la nimic, nu am niciun fel de document scris, dar haideți să și salvăm ce a făcut aici. Am salvat. Bun. Bun.
valurile inteligenței artificiale, sesiunea 100, mi-a salvat, am toată documentația, putea să vin aici cu copy-paste din altă parte și acum pot să scrie o postare de Facebook despre valurile AI. El se uită în contextul de sus și începe și îmi scrie postarea. Make longer. Și are N opțiuni pe care puteți să le folosiți. Eu am devenit fan Notion în ultima vreme, pentru că pe lângă lucrurile astea are tot felul de conexiuni cu Google Drive, cu OneDrive. Este conectat cu aproape toate tool-urile posibile și pot să-mi aduc datele din softurile mele sau din locurile în care am informațiile deja, mi le aduc aici în context, după care încep și cer să îmi facă tot felul de mail-uri, postări și așa mai departe. Bun. Asta cu tool-urile pe ziua de azi. Am obosit și cu atâtea tool-uri. Nu știu cât am apucat să prezentăm. Mâine vreau să prezentăm AutoGPT. Sper să terminăm să-l configurăm în seara asta, care este un tool baby infant. Este la început, dar care promite să facă niște lucruri destul de avansate. Întrebări? Cornelia? E foarte greu să stai să vorbești singur, așa ca papagalul. Ai prezentat la un moment dat o aplicație sau un site în care spuneai în ce domeniu activezi, iar el îți furniza aplicațiile de AI care te puteau ajuta în domeniul tău, dacă mai știi recomandarea. N-am auzit. Nu, vină mai aproape că nu te aud. Ok. Deci, aplicația sau site-ul despre care ai vorbit în alte sesiuni, în căruia îi spuneai în ce domeniu activezi, iar el îți furniza aplicațiile de inteligență artificială care te ajutau în domeniul tău. Da. Ok. Da, nu era o aplicație, era ChatGPT plugins. Deci era un plugin de la ChatGPT care se numea There is an AI for that. Da, cred că e cu roșu, nu știu de ce. Să sperăm că mai merge. Probabil că nu mai merg astea cu roșu. O să vedem. Dar ăsta era tool-ul. There is an AI for that, de la ChatGPT. Ce tools de AI pot folosi în vânzări B2B? Haideți să vedem dacă mai merge plugin-ul. Deci era sau este acest plugin de la ChatGPT. Deocamdată ChatGPT este... doar că e unverified. Merge. Este singurul model de limbă care are această opțiune de plugin-uri. Uite, ăsta este. Și ne găsește Beepers. Ne dă link-ul. Intrăm imediat și ne uităm la el, la AutoBiz. Exact Buyer. Bine, și eu i-am pus o întrebare foarte generală, cel mai probabil că și tool-urile astea sunt destul de generale. JSON, conversații automate de vânzări, B2B. Ia să vedem, că ăsta sunt curios ce face. Visit website. Primul AI conversațional B2B. Define your perfect custom. Hai să-l testăm direct dacă tot suntem aici. Microsoft. Sper să nu mi-afișez parolele live. Collective. Bun. Business. Get started. Deci, ce știe să facă jucăria asta? Multichannel, trial to customers. Recruiting, inbound leads. Hai să începem cu JSON AI, să vedem ce face. Business case detection. Scrie mail-uri. Deci este o jucărie care știe secvențe de mail și template-uri pe anumite use case-uri de AI. Nu știu ce să zic, nu le văd așa valoroase, pentru că majoritatea CRM-urilor mari, HubSpot, Salesforce, Microsoft, bineînțeles că vine cu Copilot-ul, vor avea ele toate aceste tool-uri integrate. Chiar sunt curios cât costă jucăria asta. Subscriptions,
Deci, eu nu înțeleg pe oamenii ăștia, change plan. Doamne ferește, nu, e o mizerie, nu. Exit, nu ne interesează. Nu, email outreach, lead IQ. Deci ăsta era tool-ul. Vă reamintesc, în plugin-uri aici aveam și funcționalitatea aia de acces pe web, web pilot-ul, cu ajutorul căreia putem mima ceea ce face Perplexity, tool-ul de care am vorbit mai devreme, dar nu cu aceeași, cu aceeași calitate. Bun. Mâine, cum spuneam, discutăm de AutoGPT. Joi îl avem pe Tiberiu Stoian de la Exonia. Tot mâine vreau să discutăm un pic, o să facem și o mică recapitulare pe lucrurile pe care le-am abordat până acum în cele 18 sesiuni deja, dar vreau să prezint o mini-strategie despre cum să ne apucăm de integrare și de implementare, adică care ar fi pașii pe care ar trebui să începem dacă vrem să, nu știu, am urmărit sesiunile și vedem, am considerat că e valoros, vrem să punem AI în companie și vrem să începem să facem lucrurile astea. Și mâine voi prezenta o mini strategie la nivel de antreprenor, adică cum ar trebui antreprenorul să se uite overview general asupra companiei, că cum ar trebui să se gândească la departamente, de unde să o apuce, care ar fi primele procese cele mai rapide pe care ar putea să le integreze cu AI, pentru că scopul nu este să transformăm companiile peste noapte dintr-o dată și să devenim full AI, cum vorbeam ieri cu Mădălin, pentru că nu se poate acest lucru, evident, într-un termen scurt. Scopul este să facem awareness prima dată, să înțelegem de potențialul acestor tehnologii, după care să identificăm, recomandarea mea intern, înainte de a identifica extern, acele locuri, acele procese, acele mici use case-uri în companie pe care le putem scala sau le putem automatiza, le putem eficientiza cu un tool de inteligență artificială, că vorbim de tool-uri generative, că vorbim de tool-uri de imagine, că vorbim de machine learning sau de, nu știu, de automatizări pe care putem să le facem cu Zapier-ul sau cu alte tool-uri. Tot mâine vom prezenta și o interfață sau mai multe interfațe de low-code, no-code. Am discutat despre acest concept. Sunt aceste platforme unde nu ai nevoie să știi programare, pur și simplu din interfețe conectezi modele largi de limbă, conectezi Slack, conectezi baze de date, conectezi Zapier-ul. Deci te poți conecta tool-urile între ele și poți crea interfețe, formulare, programe pur și simplu, site-uri, landing page-uri și așa mai departe, aplicații, fără să ai nevoie să știi programare, fără competențe de programare. Iar aceste tool-uri au evoluat foarte mult în ultimii ani. Unele dintre ele sunt chiar foarte, foarte bune în a rezolva aceste task-uri, iar acum, odată cu apariția modelelor de limbă, devin și mai ușor de folosit și vreau să prezentăm și aceste tool-uri. Din nou, nu ne apucăm noi antreprenorii de implementare, adică nu trebuie, ca să integrăm AI, nu trebuie să petrecem cum asta nebunul de Adrian de 10 luni de zile de visează, se trezește noaptea și mai ascultă un podcast despre inteligență artificială, nu trebuie să facem asta, trebuie doar să înțelegem un pic fundamentele din spate, după care să începem să implementăm pas cu pas, ușor, în anumite departamente, procese, așa cum spuneam, după care să trecem în etapa următoare, să avem managerii, să avem echipa de top management care să preia acest efort de la noi, fiecare manager de vânzări, de producție, de marketing, de HR, absolut toată lumea ar trebui să folosească într-un fel sau altul un instrument de inteligență artificială. Și, dragilor, dacă până la sfârșitul acestui an mai aveți în companie oameni care lucrează într-un mediu digital, orice ar însemna digital, și nu folosesc un tool de AI, minim GPT-4, puneți-vă niște semne mari de întrebare, pentru că s-ar putea vreo 2 ani de zile să nu mai aveți companie. Și am spus-o, o repet și o să tot repet, sunt un adept și un sunt extrem de entuziasmat de ce poate să facă această tehnologie și de beneficiile pe care le poate aduce, dar în același timp și consecința sau perspectiva cealaltă este că acei angajați, acele companii, acei manageri, acele țări care nu înțeleg să folosească inteligența artificială cât de repede se poate, vor dispărea în următorii ani de zile. Adică impactul și schimbările sunt dramatice. Estimările sunt că în următoarele 18 luni spre 3 luni, estimările variază între 300 de milioane și 800 de milioane de locuri de muncă care vor dispărea pur și simplu din organigrama companiilor din lume. Și nu sunt estimările mele, că eu nu sunt
competent să fac așa ceva, sunt pur și simplu McKinsey, Big Four-ul, companii mari care fac aceste lucruri, care înțeleg la nivel global impactul acestor tehnologii și care au și un track record pozitiv când vine vorba de a face aceste estimări. Nu este un subiect de luat în glumă absolut deloc, din punctul meu de vedere. Bun. Asta pentru astăzi este o sesiune un pic mai scurtă, pentru că astăzi este ziua soției mele, ziua sorei mele, ziua nepotei mele și cu siguranță foarte mulți dintre voi aveți sărbătoriți în familie. Diseară la Nuba este iarăși un party. Mâine dimineață la ora 4 demontăm ecranul acum pentru petrecerea diseară. Mâine dimineață îl montăm la loc, pentru că ecranul este, îl montăm doar pentru noi, este ecranul e ecranul nostru pe care îl montăm. Așa că o să avem o zi interesantă și mâine. Din nou mulțumim partenerilor. În aplicație găsiți toate sesiunile înregistrate, inclusiv primele 4 care nu au fost salvate, dar nu au fost salvate la calitatea 4K, ce a fost transmis în online a fost salvat și le găsiți acolo. Am structurat, v-am povestit zilele trecute aplicația, am structurat-o pe newslettere, pe prompturi, venim și cu secțiunea de tool-uri cât de curând. Am rezolvat și tehnic în platforma mare pe termene.ro să avem acea zonă de AI Education și o să începem să introducem și acolo conținutul, nu doar conținutul din sesiuni, dar și restul de conținut, ce înseamnă prompt engineering, care sunt tool-urile pe care noi le testăm și le validăm, pentru că ați văzut, sunt 4.000 și ceva de tool-uri și așa cum vă spuneam, eu cel mai probabil am testat aproape 1.000 dintre, am citit, nu neapărat că mi-am făcut 1.000 de conturi, dar am luat contact cu ele, dar numărul lor crește și crește de la o zi la alta, va fi aproape imposibil să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă. Promisiunea mea este că eu voi continua să fac aceste testări, analize de tool-uri și atunci când găsesc ceva valoros, o să le regăsiți și în platforma Termene Publicate. Lucrăm și o să începem, după ce terminăm valurile, un newsletter dedicat doar pe informații de Artificial Intelligence, despre această tehnologie. Și din septembrie începem o serie de sesiuni și de evenimente pe care o să le ținem cele mai multe dintre ele la Casa Timiș, acolo unde deja v-am obișnuit de 2-3 ani de zile cu evenimentele mele. O să ne vedem acolo în această toamnă pe evenimente dedicate, pe prompt engineering, pe implementare, structură, proceduri concrete, complete de integrare și de implementare AI în companii, adică lucruri mult mai adaptate față de ceea ce putem să discutăm aici în cadrul acestor sesiuni. Bun, mulțumesc frumos, Adrian Dragomir, ne revedem mâine de dimineață pentru sesiunea numărul 19. Mai un pic. Mulțumesc frumos!